Dezastru la examenul de titularizare în Timiș, potrivit opinia Timișoare.ro, rezultatele afișate ieri arată că 54,72% dintre profesorii care s-au prezentat la testare nu au fost în stare să obțină nota de trecere, adică minim 7. 133 de dascăli nu au fost în stare să scrie nici măcar de 5, în condițiile în care un punct era din oficiu și au obținut note între 1,1 și 4,99. Alți 232 de candidați au primit note între 5 și 6,99, care însă nu îi ajută să obțină un post de titular la catedră în școlile din județ. Examenul a fost promovat de 300 de profesori, dintre care 4 au primit nota maximă, 10. Doi au fost la cultură civică și educație socială, unul la muzică și unul la limba și literatura română. În tot total s-au înscris la titularizare în Timiș 1015 profesori. La doi dintre aceștia le-au fost anulate lucrările, iar restul până la 665 nu s-au mai prezentat. Dați care nu au reușit să ia examenul de titularizare își vor găsi din toamnă locuri la catedre în școlile din Timiș ca suplinitori.